Veverița s-a jucat pe un copac. Ea a sărit de la o creangă la alta. Deodată a venit lupul flămând. Veverița nu a fost atentă, ea a căzut pe spinarea lupului. Lupul s-a supărat. A vrut să o mănânce pe veverița jucăușă. Ea a spus: "Te rog, lupule, nu mă mânca!" Pentru că lupul a fost foarte curios, a zis: "Dacă poți să răspunzi la o întrebare, nu te mănânc." "Bine," a răspuns veverița, "care este întrebarea?" "De ce voi, veverițele, sunteți vesele în fiecare zi?" "Lupule, lasă-mă să mă urc în copac și de acolo voi răspunde." "Bine, du-te." Veverița s-a urcat în copac și de acolo a spus: "Tu ești malefic și ești trist. Noi suntem vesele fiindcă suntem bune și rău nu facem nimănui."Alege răspunsul corect. Personajele poveștii sunt lupul și vrabia, lupul și ursul sau lupul și veverița. Veverița s-a jucat acasă, pe copac sau cu lupul. Lupul a fost flămând și curios, mare și gri, flămând și curajos. Pe spinarea lupului a căzut o creangă, o frunză sau veverița. Animalul care este vesel tot anul este lupul, veverița, veverița și lupul.
Lupul a rămas flămând, nu a primit răspuns la întrebare, a mâncat-o pe veverița. Adevărat sau fals? Pentru că nu a fost atentă, veverița a căzut de pe copac. Lupul a fost vesel. Ca să scape, veverița trebuia să răspundă la o întrebare. Lupul a întrebat unde trăiesc veverițele. Veverița a răspuns la întrebare de pe copac. Veverițele sunt vesele pentru că sunt bune și nu fac rău nimănui. Și iată, am ajuns la finalul lecției. Te felicit! La revedere!